AMH este o prescurtare care vine de la antimüllerian hormon sau hormonul antimüllerian. El este un hormon care în viața intrauterină ajută la diferențierea între cele două sexe, adică promovează diferențierea către sexul masculin. În viața adultă, practic, nu are un rol, este doar un marker al rezervei ovariene al unei femei. Pentru că o femeie care are mulți folicule ovarieni, folicule ovarieni sunt cei care conțin, sunt ca niște săculeți cu lichid care conțin ovocitul. Ei, acești foliculi secretă și acest hormon și dacă îl detectăm în sânge în cantități mai mari, spunem că femeia are o rezervă ovariană bună, deci are mulți folicule, multe ovule. Dacă e în cantități mici, atunci discutăm de insuficiența ovariană. Practic, el ne dă o imagine la momentul respectiv. Ce bagaj de ovule mai avem noi în ovare la momentul respectiv? Nu ne spune neapărat exact când se va produce menopauza, de exemplu, dar ne dă o orientare, pentru că există o normogramă cu diverse valori pe vârste și dacă suntem cu mult sub media vârstei noastre, înseamnă că menopauza la noi va surveni mai repede. Dar nu o să putem spune exact când, pentru că există menopauza, apare atunci când se termină ovulele, numai că ovulele acestea se și consumă într-un anumit ritm. Adică sunt femei care se nasc, de exemplu, cu mai puține ovule, dar și consumul pe parcursul ciclurilor menstruale este mai mic și atunci vârsta menopauzei nu e neapărat cu mult mai devreme. Sau sunt femei care, de exemplu, trăiesc într-un mediu cu multă poluare, fumează sau au diverse boli autoimune care afectează și ritmul ăsta de pierdere a foliculilor și la care, chiar dacă rezerva ovariană este foarte bună la un moment dat, constatăm că ele, mă rog, ovulele se pierd accelerat și atunci menopauza poate surveni chiar mai devreme. Care ar fi, să spunem, vârsta optimă pentru a efectua prima oară acest test, având în vedere că este un test simplu de sânge, pentru a, să spunem, avea o imagine de ansamblu a fertilității noastre la momentul respectiv? În jurul vârstei de 25 de ani, aș spune. Până în 20 de ani nu se recomandă, pentru că în perioada aceea de la pubertate și până când femeia, putem spune că este de o vârstă fertilă optimă, deci până la 20 de ani, AMH-ul iese în mod natural mai mic decât ar trebui. Adică nu ne dă o imagine foarte clară a fertilității. În general, până la 25 de ani, când din punct de vedere medical orice femeie ar trebui să se gândească să aibă un copil, este vârsta optimă la care putem face acest AMH. Bine, evident, dacă bănuim și alte lucruri, avem boli autoimune, avem endometrioză diagnosticată mai devreme, avem, tratamente chimioterapice sau alte antecedente sau operații pe ovare, putem să facem o evaluare și un pic mai devreme, sub 25 de ani, dar nu sub 20, nu cred.